Numai bine, sănătate și bucurie! Luna septembrie, pe la mijlocul lui septembrie, este timpul în care unii meri trebuie să fie recoltați, alții merg până spre octombrie încolo, care sunt mere mai târzii, chiar dacă dă o brumă mică peste ele, sunt tocmai gustoase și bune să fie puse pe iarnă. Unele țin mai puțin, valabilitate mai scurtă trebuie consumate rapid, altele au proprietatea capacitatea de a se păstra timp îndelungat. Există mere care într-un beci foarte bun țin poate și peste 6 luni de zile. Desigur, se mai stafidesc, în beci ar trebui să fie pusă o, o oală sau o găleți cu apă pentru ca să aibă și un pic de umiditate, că fără umiditate deloc deloc se stafidesc, pierd zeama, cu prea multă umiditate, începe mucigaiul, începe să, să se strice. Este un măr pe care l-am altoit cu anii în urmă. Acum au început deja lupul albinelor. Vies pe aceia uriașă care face ravagii, intră în ele. Uh, hai să vă arăt, uitați, deja uitați cum le mănâncă. Da? Este un măr dulce, așa și foarte aromat, deci îi atrage, uitați ce aici, un alt, o să-l las pe acesta, pentru ca să-l mănânce de tot măcar, să nu mai treacă la altele. Sunt mere foarte frumoase, m-a costat 10 minute altoirea lui și o rămurică pe care am cerut-o de undeva din sat. Am găsit meri frumoși, m-am rugat consătenilor să să-mi dea și mie o rămurică, două, ceea ce oamenii de obicei nu te refuză. În felul acesta poți să mulțești, mergi, per, cirești, ce dorești să altoiești, ai nevoie de pom sălbatic iată-l după câțiva anișori. Ce mere frumoasă, ce mere frumoasă. Uitați-vă. Și e, coroana fi mai de jos. Observați că îl poate culege aproape un e, copil. O frumusețe de mere. Nu-i deloc stropit. N-a fost udat. Mă mir și cum pe vara aceasta secetoasă că n-a văzut pic de apă. N-a fost deloc udat, dar a crescut. Uitați, acesta e văzut mai bine de soare, că depinde și expunerea la soare. Uitați ce frumuseță de mere. Da? O bunătate, o minune Dumnezească din Pământul acesta să crească diversitatea aceasta de roade de culori, de gusturi și arome, este extraordinar. O să le culegem și se audă deja, uh, era o viespe de aici. Da, sunt, produc pagube destul de multe, dar mulțumim lui Dumnezeu că mai apucăm și noi, mai ales dacă ai mai mulți pomi plantați. Priviți, o set de mere, sperăm din toată inima să avem o recultă bună în toamna aceasta și să se păstreze cât se poate de mult, pentru că o să avem și noi o lună, două, trei de mâncat mere cu ajutorul lui Dumnezeu. Mere produse biologic, n-au văzut în viața lor măcar o stropire, nici măcar cu chestii naturale biologice, deși de recomandat cei care vor să păstreze mai mult merele, puteți găsi și soluții naturale. Vă interesați, voi avea o prezentare și cu insecticide și fungicide ecologice. O puteți găsi, o puteți urmări și, bineînțeles, puteți tropi pomii. Nu uitați să plantați tot felul de pomi, pentru că, la un moment dat, vă, vă, vă veți bucura, veți fi răsplătiți, vă sunt roadele acestea atât de. Frumoase. Doamne, ajută și numai bine.